numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile continuă să crească. Alte două persoane au fost internate în spital cu forme medii de boală în județul Brăila. Și discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu medicul Tudor Ciuhodaru. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața, oricând, cu plăcere. Domnule doctor, care sunt, iată, simptomele acestei infecții, totodată care este tratamentul și ce se întâmplă în cazurile asimptomatice? Dacă nu știm, nu, că suntem infectați, dacă putem avea pe viitor alte probleme de sănătate? Aici, în primul rând, am avut dreptate și vă spuneam că o toarmă de aceasta lungă, călduroasă, cu precipitații, crește riscul înțepăturilor de țânțari și, evident, printre aceștia sunt cei care pot transmite și acest virus, iar numărul cazurilor continuă să crească. Așa că, din punctul meu de vedere, nu neglijați niciodată înțepăturile de țânțari. Ele pot fi chiar letale, iar pentru toți ar trebui să avem acea educație pentru sănătate predată de la școală, ca să recunoaștem cele 5 semne de alarmă care indică gravitate și că faptul că ar trebui să ne prezentăm la spital. Aici vorbesc de febră, despre durere de cap intensă, de vărsături, de alterarea stării generale, iar pe de altă parte sensibilitatea la lumină apărută la 2-8 zile după înțepătura de țânțar, fac ca fiecare dintre noi să ia aceste semne în calcul și să ajungă într-o unitate spitalicească. Pe de altă parte trebuie să spunem că există și forme medii de boală. Și într-adevăr aici simptomatologia pseudogripală, cu febră, cu dureri musculare, cu dureri articulare, cu limfadenopatie, umflarea ganglionului, chiar cu urticare, aceste cazuri, în general, simptomatologia se repete în 7-10 zile. Și pentru formele severe, dacă vorbim despre meningoencefalita West Nile, e necesară internarea într-un spital, terapie simptomatică și vă reamintesc că nu există nici medicament specific etiologic, nici vaccin pentru astfel de afecțiune. Așa că întotdeauna prevenția este cea mai importantă, iar chiar dacă e o toamnă din această târzie, ar trebui să luăm în considerare să nu ne expunem în orele de risc, când este o posibilitate mai mare de a fi înțepat de țânțar și știți că foarte bine că activitatea maximă a țânțarilor este undeva de seara până dimineața, iar ca măsură suplimentare de prevenție a avea acele plase de țânțar în așa fel încât să nu intre în locuință, a utiliza repelenți de tip de dietiltoluamidă sau alte tipuri de substanțe care se pot aplica pe îmbrăcăminte, țânțari în țeapă și prin îmbrăcăminte de tipul permetrin, sunt câteva soluții ușor de pus în practică. Iar pe de altă parte, tot la categoria prevenție, dacă tot vorbim despre țânțar, dezinsecția riguroasă și evitarea și lichidarea surselor în care apa băltește pot face ca numărul acestor înțepături să fie mult mai mic. Așadar, foarte importantă și intervenția autorităților locale în aceste situații. Fără discuție, da. Fără discuție, da. Dar trebuie totuși spus că practic 80%, 90% din aceste cazuri sunt asimptomatice, că boala se ia doar prin înțepătura țânțarului și nu prin contact direct de la om la om. Transfuzia, în schimb, poate să fie o sursă de boală. Așa că toate aceste măsuri de prevenție cumulate și sper ca odată și odată educația pentru sănătate, așa cum îmi doresc, să fie predată de la școală, ne pot face mai ușoară viața în această perioadă, dar nu neglijați această simptomatologie intensă, pentru că ea indică o evoluție severă de boală și necorectate simptome, neevaluate la timp, pot să ducă chiar și la un prognostic letal. Vă reamintesc că România a avut o epidemie severă și ea poate fi prevenită. Educația, să știți că bate legislația. Vă mulțumim tare mult, domnule doctor, pentru întreaga discuție și pentru sfaturi.